Vă salut, bunii mei prieteni. Trecem de zor la treabă. Astăzi eu am o emisiune mai specială. Trebuie să fac față după ce ieri am avut o emisiune, cred, destul de bună cu Daniela Bodrug și este un început nou pentru noi. Ideea acestui podcast cu Daniela Bodrug a apărut în timp. Ea a apărut în primul rând pentru că noi am văzut în toată perioada asta podcasturi ale unor oameni interesați din Ucraina, din România, din alte părți și am zis, dacă noi tot discutăm de foarte mult timp, de ce n-am încercat să discutăm public? Pentru că eu știu că Daniela Bodrug este un om foarte interesant în discuții particulare și sunt sigur că noastră o să vă fie interesant atunci când noi punem la punct totul acest dialog. Un dialog pe care noi o să-l facem permanent. De la bun început vreau să vă spun, nu știu cum o să fie săptămâna viitoare cu podcastul pe care l-am început săptămâna asta și cu emisiunea mea. Nu este exclus că eu o să mă strădui, dar nu este exclus că le pot trata pe ambele, pentru că am o deplasare din care o să vă transmit, probabil o să reușesc să fac niște filmulețe în calitatea mea de pilot, să vă transmit salutări de la înălțim și o să vă spun și atunci unde mă aflu, pentru că o să vedeți din avion chestia asta. Știți că eu sunt un pasionat de avioane, asta e a doua mea viață, aviația, și este parte a activității mele. Spuneam odată că dacă aș putea, m-aș ocupa numai de aviație, dar politica m-a sorbit de mult și sigur că nu mai pot să mă rup de așa ceva. Eu am trecut ușor pe, rar fac chestia asta, dar pe comentariile de la podcastul de ieri și am zis că, vorbind despre acest podcast, o să vă mai răspund la niște chestiuni care le-am văzut așa fugitiv. Nu mult, că nu prea mă țin de chestia asta, cu atât mai mult că majoritatea sunt anonim, mai ales cei care te înjură. Dar am văzut foarte multe comentarii pozitive și îndemnuri ca să continuăm acest podcast. Și noi să-l continuăm și eu sunt sigur că el va deveni o emisiune la fel de cel puțin la fel de vizionată ca și emisiunea mea în direct cu Sergiu Mocanu, care în toți anii ăștia a adunat vreo 10, peste 10.000 de abonați. Dar rugămintea mea este, cei care v-ați abonat la canalul meu de YouTube, dacă la alte, noi o să vă amintim de fiecare dată, să vă abonați la canalul de YouTube al Danielei Bodrug Sicora. Sicora este numele de fată al Danielei și Sicora, nu așa cum speculează cineva, ne pune nou în nască, bă, voi care umblați cu corectitudinea limbii, cu nu știu ce, adică, doamnă Bodrug, spuneți Secară, i-a venit moldoveanului în cap că ar fi numele Secară schimonosit în Sicora. Sicora este un nume polonez, există, el este la fel ca și numele Sikorski, provine de la numele Sikorski. Sicora este numele, de fapt, Sikorski, transformat un pic, în Republica Moldova, sau în Republica Moldova, pare rău, în Basarabia, au fost polonezi, cehi, nemți, foarte mulți nemți care au fost deportați sau care au fost retrași de Hitler în anii 30, au rămas sate până acum care seamănă cu arhitectură germană prin Republica Moldova, care au căpătat alte denumiri. De exemplu, în zona de unde sunt eu, lângă Cahul, este satul Doina, care s-a numit Achendorf. Și când zbor spre Cahul, când zbor pe deasupra lui, el se deosebește mult de alte sate din Republica Moldova, pentru că are străzi drepte, are bulevard în centrul satului, până acum, chiar dacă au trecut atâția ani. Adică Sicora este un nume polonez, răspund celui care s-a strâmbat la noi și a zis, domnule, ăsta e numele Secară. Nu mai inventați dumneavoastră nume de familie, că ele sunt așa cum sunt. Deci, în rest, dumneavoastră sunteți bineveniți să comentați cum doriți. Și noi o să ne străduim să facem podcastul cel mai interesant pentru dumneavoastră, iar eu acolo sper că voi reuși în dialog cu Daniela Bodrug să apar un pic altfel, că mă vedeți că și la alte emisiuni unde discut cu cineva apar un pic altfel. Eu aici am o emisiune de ocară și eu această emisiune de ocară o să o păstrez în continuare. Deci aici vin prieteni și neprieteni și eu mă strădui de aici, din poziția mea, fără să-mi arog, fără să fiu arogant, fără să-mi arog drept
dreptul de a vorbi în ultimă instanță, eu nici măcar nu pronunț informații, nu spun informații, eu îmi spun un punct de vedere propriu asupra evenimentelor. Iar atunci când mă confruntă cineva dintre reprezentanții planctonului, din planctonul ăsta al oricărei guvernări din Republica Moldova, eu mă amuz sau mă enervez deliberat. Atunci eu am început să vă răspund cu cuvinte de ocară celor care îmi puneți întrebări din astea sarcastice, tocmai pentru a vă provoca pe toți ceilalți să nu suportați felul ăsta a moldovenilor de a te provoca, de a lua peste picior. De exemplu, la aerodrom îmi vine câte un moldoven și așa mi-e ciudă pe moldovenii ăștia când întreabă, dar ce-i cu căruța asta, domnul Can, dar cât costă căruța asta? Dar aș putea să conduc și eu căruța asta? E un glume de asta de prost gust, pe care le au foarte mulți moldoveni și iată, natura asta de moldovan, eu o disprețuiesc, adică felul ăsta de a nu reuși nimic în viața asta, dar te lua așa de om și foarte des primesc întrebări în limba rusă. Foarte mulți oameni care mă întreabă, dar nu cât costă sau ce cu căruța asta, dar care te întreabă, dar care sunt parametrii de zbor, dar cum aș putea deveni și eu pilot? Și, bine, sunt și moldoveni din ăștia, dar foarte puțin din păcate. Adică eu mă strădui și cu ocupația aia și cu emisiunea asta să-i scot pe oamenii ăștia din mocirul ăsta în care se află moldovenii. Și vă spun chestia asta în legătură și trec ușurel mai departe, în legătură cu faptul că astăzi se împlinesc 106 ani de la unirea Basarabiei cu România. Un eveniment extraordinar pentru viața României și pentru noi toți ceilalți care credem că am putea să reușim printr-un efort comun să restartăm România prin unirea acestei bucăți de pământ la România, așa cum ar fi firesc, pentru că Republica Moldova este un stat eșuat nu numai din cauza guvernărilor, de multe alte motive și noi am vorbit. Republica Moldova este un pic mai mare decât teritoriul, adică Republica Moldova, numită Republica Moldova, are teritorii care n-au aparținut României și noi avem un plan cum se poate rezolva problema asta referindu-ne la teritoriile de peste Nistru care n-au aparținut niciodată României. Basarabia este partea Moldovei, a vechii Moldovei, dar nici Moldova lui Ștefan cel Mare nu a fost un stat propriu zis. El nu a semănat cu un stat, chiar dacă a avut un domnitor sau mai mulți domnitori, un domnitor ca Ștefan cel Mare sau mai mulți domnitori care își scoteau scaunul de unul de sub altul și câteodată Moldova, ce avea într-un an câte 3-4 domnitori, chiar dacă ea a fost așa, ea a fost mai mult construită din colonii turciești, greciești, adică nu era, să nu vă închipuiți că Moldova veche a avut forma unui stat, nici măcar cum erau statele medievale din perioada feudalismului european, ori teritoriile românești au intrat în feudalism deja când Europa era în perioada iluminismului, când deja Europa mergea spre o societate capitalistă. Adică e greu să... Deci eu vă zic, noi în istorie ne uităm doar ca să vedem de unde vin bolile noastre, doar de atâta. Totuși, ziua de 27 martie este o zi mare pentru noi. Deci ziua de 27 martie a fost posibil pentru că românii din Basarabia aveau comunicare cu românii din România. Eu, spre exemplu, sunt dintr-o zonă a Basarabiei, de la Cahul, care până la din sudul Basarabiei, de la Marea Neagră, care sudul Basarabiei, mă refer la cea partea cealaltă care a fost ruptă de la România de către Uniunea Sovietică și acum e la Ucraina. Deci partea cea din sudul Basarabiei au aparținut României atunci când s-a format România, atunci când în secolul XIX noi am participat, cei din sudul Basarabiei au participat la Mica Unire și Bogdan Petricei cu HD-ul, renumitul scriitor Bogdan Petricei cu HD-ul, a fost deputat de Cahul în Parlamentul României atunci când s-a format ea. Adică, dacă mai pun că străbuneii mei de pe tată sunt veniți din Ardeal, Mocanii era o castă deosebită, o castă diferită de alte, erau mai multe caste, dar așa cum erau meșteșugari, așa erau mocanii care coborau cu oile de pe munte și veneau și pe vale, deci așa au venit mocanii în zona aceea de sud a Basarabiei. Deci tatăl meu ținea minte un străbunel de-a lui care era cel care a venit în zona aceea din sudul Basarabiei, din Ardeal. Știa chiar și comuna care nu mai este acum în România, comuna Băsești era altădată, satul Băsești, undeva pe lângă Bistri.
Bistrița. Așa că atunci când dumneavoastră încercați să mă asociați, nici maică-mea nu era moldoveancă. Deci atunci când încercați să mă asociați pe mine cu moldovenii, dar tu nu ești moldovean, eu sunt moldovean în măsura în care am crescut aici între moldoveni și iubesc pe moldoveni cu toate metehnile lor. Moldovenii sunt români, ca toți românii, nu se deosebesc de alți români, atât că, așa cum vă spuneam eu, o frază pe care eu o consider în aripată, eu cred că modul în care moldovenii își reneagă propria obârșie de român este încă o dovadă a faptului că sunt români, pentru că numai românul își poate nega în halul ăsta propria lui obârșie. Asta, deci cred că fraza asta este exact ce se întâmplă cu moldovenii. Și mai aveam eu o frază pe care vă spun acum de Ziua Unirii. Deci moldovenii sunt zarzarvaturi românești crescuți într-o grădină rusească. Deci faptul că crește o plantă, crește o roșie sau un castravete sau o varză, faptul că îl crește într-o altă grădină decât unde crește varza, încă nu înseamnă că asta nu-i varză sau e altceva. Deci indiferent unde crește fructul ăsta, el rămâne legat de rădăcina lui. Adică noi suntem români prin firea noastră, atât că noi, în virtutea faptului că noi nu am avut niciodată stat, în virtutea multor altor fapte istorice, noi nu am impresia că noi putem deveni stat. Moldovenii nu au capacitatea de administrare a unui stat și nu au nici alte capacități. Moldovenii nu se pot impune. Eu nu zic, Doamne ferește, să fie arogant sau să fie discriminator la adresa altor etnii conlocuitoare cu noi. Dar moldovenii, dacă ar fi mai mândri și s-ar respecta pe ei, deci n-ar ajunge în situații stupide în raport cu etniile conlocuitoare cu noi. Moldovenii sunt stupizi pentru cei care conlocuiesc cu noi. Ori românii în țara lor, în țara noastră România, nu sunt stupizi. În țara noastră România, românii sunt foarte toleranți cu etniile conlocuitoare. Eu nu cred că găsești undeva în lume și asta e o calitate foarte mare a românului. Eu astăzi, în ziua asta, vă vorbesc doar cuvinte de bine, pentru că în alte zile critic clasa politică românească și multe metehne din cele care sunt ale moldovenilor sunt metehne românești. În 27 martie 1918 s-a săvârșit unirea și deci noi am avut o mare oportunitate să fim încă 22 de ani în componența României și să plămădim acolo cel puțin o rezistență până în 90, când aici s-a păstrat o națiune, adică o parte a națiunii care, chiar dacă mulți dintre ei nu-și spun români, vorbesc limba, au tradiții și așa mai departe. Cred că dacă nu erau cei 22 de ani, comunismul ștergea, rădea orice semn de identitate națională. Iar demnitatea națională este importantă și într-o lume modernă. Pentru că noi trăim cu entități. Noi trăim cu entități formale sau mai puțin formale. Identitatea noastră românească nu este una formală, este una care vine din istorie și avem și cu ce ne mândri în istorie. Avem înaintași, într-adevăr, avem foarte mulți oameni, iar unirea aia a fost posibilă, vă spuneam odată, a fost posibilă și datorită războiului civil de acolo, ca și oportunitate. Un război care este o catastrofă îți dă și oportunități, iar primul război mondial i-a dat României oportunitatea să-și reîntregească toate teritoriile. Eu acum spun cu aluzie și la războiul ăsta care se desfășoară acum și că România ar putea folosi aceste oportunități pentru a se uni cu Republica Moldova. Era, zic, pentru a-și reîntregi teritoriile, dar n-ar fi corect, pentru că România nu are pretenții teritoriale către Republica Moldova sau cu atât mai mult către Ucraina. Există două entități statale, iar statalitatea Republicii Moldova, chiar dacă este handicapată așa cum este, chiar dacă moldovenii nu au avut capacitate să creeze un stat viabil, eu cred că mecanismele pe care le-am construit aici cu sprijinul european ar avea suficientă capacitate cel puțin să pregătim unirea cu România. Pentru că spuneam că nu pot fi alipite acum într-o lume modernă teritorii așa cu hapca cum face Rusia, sub nicio formă. Dar noi avem de vorbit foarte mult cu partenerii noștri europeni să înțelegem foarte exact. Și noi pentru asta am făcut programul Republica Unirii. Când spunem că Republica Moldova trebuie să-și declare o a doua republică, să-și facă o constituție așa cum ar trebui să fie o constituție,
Revelație, care să permită, care să permită înaintarea noastră spre, spre scopurile despre care vorbesc eu. Deci Republica Unirii, care este programul nostru, spune asta. Deci două state decid să unească. Iar pentru asta fac diplomația Unirii, pentru asta fac economia Unirii, infrastructura Unirii. Adică este nevoie de un program și eu aici critic atunci când vorbesc în alte zile, nu astăzi. Astăzi nu am niciun cuvânt de ocară, pentru că într-adevăr suntem o țară frumoasă. Uitați-vă, mergeți în România să vedeți cât de, cât de frumoasă este țara asta a noastră. Nu numai relieful din România, dar și oamenii de acolo, de la munte, de la mare, modul în care România totuși a făcut niște eforturi și, și România astăzi se deosebește foarte mult de România lui Ceaușescu. A făcut eforturi mari și România s-a preschimbat la față. Iar noi avem șansa, românii de aici, din Basarabia, să înaintăm mai rapid spre Uniunea Europeană prin unirea cu România. Nu așa cum o spun unii. Din păcate, eu vă zic, eu am vorbit acest mesaj pentru foarte mulți unioniști. Iar unioniștii nu iese din grădina Maicii Domnului, nu iese din tiparele unei istorii ceaușiste. Se enervează pe mine atunci când vorbesc că Antonescu este un criminal și mă bucur pentru România noastră că o Românie modernă a condamnat crimele de război pe care le-a săvârșit Antonescu și armata română în război. Ori asta este cea mai bună dovadă a viabilității unei națiuni. Atunci când ai curajul să-și recunoști anumite greșeli, că nu trăim doar cu idioții utili care pentru care unirea este un ideal pe care ei îl intinează prin unsoarea pe care o varsă ei pe idealul ăsta. Sub nicio formă, noi avem înaintași foarte frumos, numai German Pântea, un personaj extraordinar de frumos, care a fost primar de Chișinău, un personaj într-un fel rămas în umbră pe nedrept, pentru că este unul din marii noștri înaintași. A fost primar de Odessa în anii 41, 42, până în 43 chiar. A fost primar de Odessa și a lăsat fapte frumoase la Odessa. Odessa era pe timpul când German Pântea era primar de Odessa, a fost de Chișinău. A fost și înrolat în armata țaristă și este unul dintre cei despre care vorbeam eu, moldovenii care erau translatori pentru rușii, care erau aliații românilor în războiul acela și s-au plămădit acolo în tranșei, s-au plămădit cu frații lor români și din asta a decurs într-un fel și unirea. Vă spuneam, German Pântea a fost un personaj extraordinar de simpatic. Odessa asemăna a un oraș decupat din drama unui război care era atunci, pentru că ăsta a permis să se dezvolte și economia și negoțul și multe altele. Și nu a fost implicat sub nicio formă în crimele pe care le-a săvârșit regimul Antonescu în Odessa. Nu a fost implicat sub nicio formă, chiar a protejat evrei atunci când regimul Ceaușescu îi spânzura pentru faptul că încăvediștii au murit nu știu câți ostași români. Adică eu vă vorbesc acum despre fapte istorice pe care vă rog să le primiți fără durerea asta proastă din suflet, că vorbesc despre lucruri despre care dumneavoastră nu vreți să auziți, pentru că au fost oameni care s-au decupat de la emisiunea asta, s-au dezabonat și n-au vrut să mă mai vadă în ochi, pentru că eu le-am vorbit lor despre un cumir cum este Antonescu și le spuneam, măi, oameni buni, dar noi trebuie să recunoaștem. Noi trebuie să recunoaștem. Trebuie să recunoaștem că asta ne dă, asta ne pune frumos în ochii întregii lumi. Iar noi atunci când vrem să facem unirea, nu putem face la mica înțelegere sau între noi aici. Noi trăim într-o lume interdependentă. Înțelegeți? Și atunci este bine să abordăm lucrurile așa cum este lumea modernă. Identitatea noastră națională poate fi un element extraordinar de frumos în buchetul ăsta de națiune a unei lumi care se integrează din ce în ce mai mult. După război, cred că avem oportunități, pentru că România, așa cum e fricoasă, așa cum se teme de șoșoacă, așa cum e ea, ea totuși face niște eforturi, ar fi putut să facă mult mai mult și pentru ea și pentru Ucraina și pentru viitorul nostru. Face atâta cât poate, atâta cât înțelege clasa politică, la care nu o să mă refer acum, pentru că suntem într-o zi oarecum de sărbătoare, când a avut loc o unire,
pe care o putem repeta dacă avem minte. Bune, mei prieteni, puneți un like, abonați-vă la canalul nostru de YouTube și deveniți patroni dacă vă puteți permite. Abonați-vă la canalul La Sicora lui Daniela Bodruc, pentru că noi în podcastul ăsta eu o să vorbesc despre platforma mea de pe YouTube, iar Daniela Bodruc va vorbi despre platforma ea și eu, ei. Și eu o să vă îndrept să nu vă leneviți, priviți emisiunea în direct și pe urmă să o priviți de pe platforma Danielei Bodruc, ca să reușim să ridicăm canalul ăsta cel puțin la nivelul la care este canalul meu. Și atunci o să avem două puteri, pentru că Daniela are foarte mult potențial pe care o să-l vedeți în emisiunile astea de podcast. Și atunci o să avem două guri de tragere asupra ăstora, asupra altora și tot așa. Bunii mei prieteni, haideți să vă spun câteva cuvinte despre situația pe front și despre situația Rusiei actuale, prelungind într-un fel subiectul pe care l-am abordat împreună cu Daniela ieri. Actul ăsta terorist care s-a produs la Moscova este evenimentul, cred că, numărul 1. Sunt foarte multe necunoscute în acest atentat. Sunt multe versiuni, sunt două însă versiuni, cele care stau în picioare din toate semnalmentele care se văd la ora actuală. Nu din ceea ce spune propaganda rusească, dar din ceea ce este rezonabil și s-a vorbit și înainte de atentatul ăsta terorist și după. Deci aceste două versiuni este că implicarea Rusiei în săvârșirea acestui atentat, implicarea lui Putin în săvârșirea acestui atentat este probabilă sau improbabilă? Eu zic că de data asta ar fi improbabilă. Eu zic că versiunea că acest atentat a fost săvârșit de Putin sau la comanda lui este improbabilă la ora actuală. Orice poate fi. Lăsăm o anumită doză de probabilitate pentru implicarea directă a criminalului în acest atentat. Pentru că el ar fi avut motive să facă lucrul ăsta, nu însă și foloase, nu însă și beneficii dintr-o asemenea aventură. Adică el este capabil la așa ceva. El are minte de terorist. Omul ăsta are minte de terorist. Adică el are profilul de maniac, omul ăsta. Adică el a venit în fruntea de președinte a statului cu acte teroriste. Asta e 100% adevărat. A vorbit cel pe care ei l-au lichidat pe urmă, Alexandru Litvinenko, pe care ei l-au otrăvit la Londra. Și omul ăla aduce atât argumente rezonabile, cât și argumente pe care le poți pipăi. Le poți, spre exemplu, cum îl numesc ei, cu ceva cu, deci, legat cu zahărul, deci cu niște zahărul din Rezanski zahăr îl numesc ei chestia aia, după ce Putin împreună cu gașca lui de criminali au venit la guvernare în Rusia, după ce ei au făcut câteva atentate cu bombă în Moscova, în șoseaua Koșer, cred că Koșerskaya Shose în limba rusă, Volgodon sau nu mai știu, nu, cred că nu e asta, asta e legat de altceva. Și pe urmă a fost găsit o casă, au fost găsit în subsolul unei case din Rezani, au fost găsit saci cu hexogen. Și ei au și spus, Patrușev sau cineva a spus că am dejucat un atentat terorist găsind nu știu ce, ca după asta să se dovedească că de fapt alt serviciu de-a lor pusese hexogenul ăsta să arunce în aer și au schimbat repede placa, dar numai că era târziu, pentru că au rămas foarte multe semne vizibile că ăla nu era zahăr, au schimbat placa și au spus că era zahăr, că s-a încurcat, că nu știu ce, și a ieșit la iveală. A fost primul ofițerul Litvinenko care a scos la iveală cazul ăsta, adică pornind de la acest fapt, Putin este capabil la asemenea atentate pe care noi nu, deci mintea unui om normal nu poate cuprinde cu mintea așa ceva, nu poți cuprinde cu mintea așa ceva. Dar el e capabil la așa ceva. De data asta însă s-ar putea ca în atentatul terorist pe care l-a săvârșit gruparea statului islamic, cărei putem găsi motivație. Deci Rusia a slăbit, iar pentru ei sunt atât de talibanici în mentalitatea lor, încât ei nu fac distinție între Rusia și Occident. Pentru dânșii Rusia este țară creștină și occidentală.
Nu fac diferența asta. Și atunci au lovit acolo unde au văzut că este mai slab. Asta este semnalul că Rusia slăbește. Că serviciile lor secrete, care știu să lupte cu manifestanții, care știu să lupte cu cei care ies în stradă să facă proteste împotriva lui Putin, nu pot lupta cu teroriștii. Asta s-a văzut. Și modul în care i-au prins pe ăștia. Domnule, dar cum i-au schinjuit? Domnule, cum i-au căsăpit? Unul dintre ei a și murit deja. Noi nu putem spune cu certitudine că ei sunt chiar teroriștii. Sunt câteva versiuni și în acest sens. Parcă par a fi chiar teroriștii. Pentru că este filmat, sunt multe lucruri care ar arăta că sunt chiar teroriștii. Dar nu putem spune cu siguranță lucrul ăsta. Dar indiferent dacă sunt chiar teroriștii sau nu, așa ceva este, cum să vă spun, dar ei nici măcar nu ascund. Deci dacă ei spuneau, domnule, nu știu cum s-a întâmplat, pentru că nici nu-i clar cine îi rețineau pe teroriștii ăștia, pe așa zișii teroriști, se pare că îi urmăreau să-i aresteze serviciile lor de forță, cei care au jurământ, cei care sunt angajați ai ministerilor de forță, dar acolo apare un personaj care, iertați-mă de ceea ce vă spun acum, apare un episod unde el îi taie urechea unui criminal din ăsta, dacă sunt ei criminali, și o dă să o mănânci, iertați-mă. Ca pe urmă să aud că terapeutul cel al ucrainenilor și al meu într-o perioadă de timp, Aristovici, să știe și cum stai urechile și a zis că nu i-a tăiat urechea profesionist. Ei, unde am ajuns noi? Atentatul ăsta terorist, primul lucru despre care vorbește el, vorbește despre faptul că Rusia a slăbit. Și teroriștii au găsit locul, veriga slabă, locul slab unde să lovească. Iar tentativa lui Putin, a criminalului de Putin, de a lega actul ăsta terorist de Ucraina, nu o să-i meargă sub nicio formă. Nu o să-i meargă sub nicio formă. El escaladează. Eu l-am văzut că el escaladează, dar asta e natura lui de criminal. Nu văd nicio șansă pentru el ca să poată lega cazul ăsta. Numai doar ca să fie penibil în continuare. Cred că noi anul ăsta vom asista la evenimente foarte interesante. Eu am spus-o de câteva ori și spun încă o dată. Războiul ăsta nu se poate termina decât cu moartea lui Putin. Și indiferent câți nebuni mai rămân după Putin în guvernarea, în conducerea Rusiei, deja nu vor putea acționa la fel ca și Putin. Nu din cauza că nu sunt la fel de criminali, ci pentru că sunt la fel de lași ca și Putin. Eu foarte mult sper că acest deznodământ prin care Putin moare și războiul se termină să se întâmple chiar anul acesta. Pentru că din asta s-ar salva viețile multor oameni extraordinari, viețile multor oameni frumoși cum sunt ucraineni. Bun, mei prieteni, puneți un like, abonați-vă la canalul nostru de YouTube. Eu vă spun de fiecare dată, pentru că dacă nu vă amintesc, dumneavoastră nu puneți like-uri. Abonați-vă la canalul nostru de YouTube și la canalul Danielei Bodrug Sicora, la canalul La Sicora. Puteți treci chiar acum, dacă ați uitat, pe canalul La Sicora și puneți un like și abonați-vă la canalul ăla, ca să reușim în timp foarte scurt să ridicăm canalul ăla și să avem încă o gură de tragere, încă o mitralieră, în afară de ceea ce este emisiunea asta. Dacă am epuizat, dacă nu am epuizat, o să vă răspund la întrebări și o să epuizez agenda internațională, adică ceea ce am vrut să vă spun din agenda internațională. Deci trec la un subiect legat de, în mod sigur, adică în mod firesc, de ceea ce este la noi și după asta trec să vă răspund la întrebări. Maia Sandu nu se oprește cu referendumul ăsta și asta e foarte trist. Podcastul pe care îl fac cu Daniela Bodrug nu a fost motivul pentru care, adică, deci referendumul lui Maia Sandu, chiar dacă noi ieri am anunțat lucrul ăsta, nu a fost principalul motiv pentru care facem acest podcast. Nu este printre priorități acolo. Noi de mult vrem să facem podcastul ăsta. Referendumul Maia Sandu doar a grăbit decizia Danielei Bodrug de a face acest podcast. Deci noi considerăm în continuare că e foarte primejdios referendumul ăsta a ei și vom căuta metode să-l oprim. Văd că multă lume, posibil din ăștia din diaspora, nu înțeleg ce facem noi.
dar noi o să ne străduim și în podcast și aici să le explicăm ce facem noi și de ce nu este nevoie de referendum. Pentru că lumea, așa cum am spus, în special planctonul, trăiește cu o idee fixă și una care le aparține tuturor, numai că ei se distrag de acolo și de fiecare dată o prezintă ca pe-a lor. Unul din, trec un pic acolo pentru că despre asta vă vorbesc, spunea, acum o să mă refer la chestia asta, spunea domnul Mocanu, că eu ieri în podcastul ce l-am spus, acum la asta vreau să mă refer, în podcastul ce l-am spus că eu mă tem de juriștii patrioți. Eu mă tem de medicii patrioți. Și ăla îmi spune mie, un îmbrligat de ăsta, un moldovan din ăsta, îmi spune, dar noi să nu ne temem de pilotul patriot, dar eu nu sunt patriot. Cine v-a spus dumneavoastră sau când eu v-am spus dumneavoastră că eu sunt patriot? Faptul că eu am fost la război și am avut multe fapte demne de urmat, nu înseamnă, nu mă pune pe mine în categoria patrioților. Eu nu sunt patriot, eu sunt pentru știrea dumneavoastră, pentru înștiințarea dumneavoastră, eu sunt un tip de cel pe care dumneavoastră nu-l suferiți, eu sunt un individualist. Eu am crescut, m-a crescut maică-mea mea, m-a crescut personalitate și individ prin care să mă pot rupe de fiecare dată de colectivitate, de colhoz. N-am trăit niciodată în colhoz. Eu eram dintr-o familie de funcționari, cum spuneau ei, de funcționari, și nu mi-am arogat niciodată, știu eu, n-am fost arogant niciodată cu vecinii mei, cu alți oameni, dar nu am fost niciodată angrenat în vreo gândire colectivă. Deci eu nu sunt patriot, eu sunt individualist, eu sunt personalitate, iar ceea ce fac eu și îmi sunt prieteni oamenii care au respect față de propria persoană, și știu, la fel ca și mine, cred eu că știu, cum să-mi ajustez, cum să-mi angrenez interesul meu și personalitatea mea în interesul colectiv. Eu asta am făcut și pe timpul de război și atunci, la 7 aprilie, că după care Voroni m-a băgat la pușcărie și în toate deciziile mele a fost, în primul rând, eu-ul meu, pe care nu-l pun mai presus decât a altora, ci îl am ca o identitate proprie. Nu m-am colectivizat niciodată și nu le-am cerut niciodată colegilor mei din partid să devenim frați, cumătrii, nu știu ce, că moldovenii așa fac aluat din relațiile lor. Nu, eu pe toți îi îndemn să fie personalități cu demnitate proprie și iar cuvântul patriot despre care eu vorbesc sarcastic, să-l ia, să râdă atunci când cineva îi spune că e patriot, să-l ia ușor în deridere. Pentru că eu, așa cum v-am spus, la război am plecat din demnitate proprie. Eu, ca om, nu am putut să nu merg la război. Eu am fost lovit în demnitatea mea proprie, în cei ce sunt eu. Și atunci am decis să pun mâna pe armă. Ca și acum, când s-a început războiul ăsta, am spus că dacă aș fi fost ucrainean, luptam pe frontul din Ucraina. Și alții au speculat pe urmă. Ce nu te duci la război? Păi pentru că eu nu am visat niciodată și nu aș accepta niciodată să fiu mercenar. Statutul de mercenar nu mi-ar fi fost potrivit niciodată și nu mi se potrivește. Eu aș fi luptat cu arma în mână dacă pot lupta în România cu arma în mână pentru că sunt cetățean român și mai pot lupta aici pentru că sunt cetățean moldovean. Și spuneam că aș fi luptat să apăr țara asta de invazia rusească. În disperare aș fi luptat. Puneți un like, abonați-vă la canalul meu de YouTube, la canalul La Sicora și deveniți patroni dacă vă puteți permite. Deveniți membri ai comunității noastre. Și acum la subiect. Și după asta trebuie să vă răspund la întrebări. Atunci când vorbeam eu despre juriștii patrioți, mă refeream la faptul că l-am văzut pe Tănase la Clava, la Vocea Basarabiei, unde a fost așa cum îl știam eu pe timpul lui Plahotniuc. Când îl făcea Plahotniuc ministrul justiției, când îl avea angajat Plahotniuc la Curtea Constituțională, și eu am evitat subiectele astea pe urmă, pentru că la o perioadă de timp l-am văzut rezonabil. Și el, așa cum v-am spus, are un tată, a avut un tată, Dumnezeu să-l ierte, care a fost
a fost printre oamenii, printre intelectualii acestei țări. Și a avut și merit în sensul ăsta. A fost un jurnalist care a dat tonul în jurnalistică și pe el îl recomandă studiile lui bune pe care le-a făcut. Atât că Tănase a înțeles ca toată carisma lui, toate cunoștințele lui să le pună în slujba banului, în slujba celor care l-au angajat pentru ceva. Și altfel el avea calități bune. Și ceea ce am văzut eu mă duce la gândul că acum pe lângă Maia Sandu sunt mulți din cei care, pe care Maia Sandu i-ar agrea după ce va lua al doilea mandat. Eu cred că Marian Lupu, după al doilea mandat al Maiei Sandu, se poate alege cu vreo funcție de ambasador, cum s-o ales un suros, cel de Viorel Ciobotari, șobolanul ăla lui Filat, a cui vreți. La ora, eu când mă gândesc Ciobotari, ce ăla mă reprezintă la Bruxelles, îmi vine să-mi iau lumea în cap. Iată, Ciobotari ăla, care nu are nicio idee, care a slujit prin studiouri orice guvernare, ne reprezintă pe noi la Bruxelles. Poate o să am timp odată să vă povestesc despre diplomația moldovenească, care e o catastrofă, în mare parte. Când ajunge cineva ambasador, s-a împlinit visul idiotului. El parcă este în diasporă, parcă nu-i de altfel de moldovean acolo. El are bani de la statul Republica Moldova să nu facă nimic. Eu cred că eu așa l-am văzut pe tenasă ăsta, că ar putea obține vreo slujbă de la Maia Sandu. De face atâtea speculații în raport cu Constituția și cu multe altele. Și se prezintă patriot care ar fi gata încă o dată să calce Constituția în picioare pentru a face chestii rezonabile și patriotice pentru țara asta. Patrioți, deci juriștii trebuie să facă să fie doar buni juriști, să nu facă acte de patriotism, ci să-și facă meserie, ca și fiecare meseriaș în domeniul lui. Sunt foarte negăjit pe subiectul ăsta. Pentru că la ipocrizia Maiei Sandu, după al doilea ei mandat, tocmai atunci o să ne arate ea la ce e capabilă cu adevărat. Acum să vedem mai puțin. Vedem noi câțiva care încercăm să deschidem ochii fiecărui element a acestui plancton. Iar dacă te iei de unul din moluștele astea, el pare idei, domnule, el are capacitatea de a judeca totul. Trebuie să facem tot ce ne stă în puteri ca să zădărnicim această aventură a Maia Sandu care se numește referendum. Pentru că din motive necunoscute pentru noi, cu juriști gen Tănase, care prin aceste atitudini pe care le iau, sau în particular, o îndeamnă pe ea să meargă înainte cu aventura asta, iar juriștii care indică asupra faptului că ea nu are inițiativă legislativă, v-a spus Daniela Bodrug, care a studiat documentul ieri. Ea nu are căderea să propună un referendum. În Constituție e scris foarte clar cine poate propune un referendum. Referendumul ăsta, chiar dacă în Constituție e numit eronat, eu cred, constituțional, nu are aplicativ, nu poate fi aplicat pentru că decizia de a modifica Constituția o ia Parlamentul. Da, eu înțeleg că dumneavoastră o să spuneți, dar cum deputații să voteze altfel dacă poporul a votat? Iată așa, ei au dreptul să voteze altfel. Pentru că în această Constituție este scris că orice mandat imperativ este nul. Adică mandatul lui nu poate fi retras în alte condiții decât i l-a dat. Și nu îl poate nimeni impune pe acest deputat să voteze într-un fel sau altul decât așa cum îi dictează propria conștiință.
Iar el spune, domnule, mie propria conștiință îmi dictează că eu nu trebuie să țin cont de părerea majorității în cazul ăsta, pentru că există un 40-49% din cetățeni pe care eu îi reprezint în Parlament, care nu vor să meargă în Uniunea Europeană. Iată, aici e marele pericol, dar nu numai aici, dar faptul că Găgăuzia poate deveni un teritoriu din care se facă iarăși o speculație separatistă. Și atunci noi ce facem? Din cauza asta trebuie să-l zădărnicim. Eu vorbesc a câta oară chestia asta, că poate mă aud moldovenii. Și reușim să renunțăm la aventura asta a Maia Sandu. Iar încă un lucru, un element important este faptul că n-ai voie să faci asemenea derapaje juridice din motive politice și electorale. Ori exact asta faci. Vă mai atrag atenție la o nuanță și după asta trebuie să vă răspund la întrebări. Ieri Curtea Constituțională a adoptat decizia, singura decizie posibilă de fapt, dar noi știm că orice componență a Curții Constituționale poate adopta orice decizie, dar rezonabil era ca Curtea Constituțională să adopte decizia pe care a adoptat-o, prin care să amendeze legea și acțiunile Maia Sandu de a scoate din cursă electorală un partid politic. În cazul ăsta al lui Șor. Deci asta a făcut Curtea Constituțională. Dar eu nu-i cred. Și vă îndemn și pe dumneavoastră să nu-i credeți. Pentru că eu bănuiesc că chestia asta e un truc. E un truc electoral al Maia Sandu. Noi știm că Maia Sandu umblă direct la Curtea Constituțională. Are pârghii directe la Curtea Constituțională. Și logica ar fi în felul următor. Ei, atunci când vor adopta ei o decizie neconstituțională de acceptare a referendumului Maia Sandu, logica tuturor va trebui să fie în felul următor. Ei, uitați-vă că ei adoptă și decizii împotrivă. Acolo unde e pentru, dar unde e împotrivă, e împotrivă. Dar ei au adoptat o decizie post factum. Deci, ceea ce a săvârșit Maia Sandu în alegeri locale nu mai poate fi îndreptat pentru nimeni, iar ăla s-au încălcat drepturile. Eu înțeleg că planctonul acum se enervează, că eu vorbesc despre niște oameni, despre un partid politic care totuși este o grupare, seamănă a fi grupare criminală, într-adevăr, despre partidul lui Șor. Și atunci cum se vorbește în context pozitiv cum ar veni atunci când spunem că ei nu meritau să fie scoși din cursă? Derapajele Maia Sandu și distrugerea bucățică cu bucățică a statului de drept o să ne coste. O să ne coste mult. Trebuie să vă răspund la întrebări. Nu uitați să puneți un like și să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Deveniți patroni dacă vă puteți permite. Agafia Onuță, bună mea consăteancă, a devenit membru a comunității noastre. Știți că v-am vorbit încă data trecută. Îți mulțumesc foarte mult, Agafia. Bună seara! Formatul podcastului presupune prezentarea numai opiniilor voastre sau pot fi admise și opiniile noastre. Nu, în podcastul nostru, dumneavoastră puteți face niște comentarii, cum să le spuneți. Poate găsim vreo modalitate să discutăm și cu dumneavoastră, dar dumneavoastră puteți spuneți opinii unde vreți. Podcastul ăsta e opinia mea și a Danielei Bodrog. Noi împărtășim același grup de idei, dar avem câteodată opinii divergente și ele se vor vedea și în podcastul nostru. Opinii ușor divergente sau mai puternic divergente și asta e absolut firesc. Dar dumneavoastră, cum ați putea să vă spuneți părerea? Printr-un comentariu și atunci noi vă răspundem la comentariu sau la întrebare, dacă o să avem posibilitatea să răspundem la întrebări. Am fost anunțați că nivelul inflației a scăzut de 34-4. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a spus că unul din motive ar fi diminuarea dependenței de gazul rusesc. O fi așa? Păi nu diminuarea, deci indirect da, dar
Asta e în ultimă instanță, adică renunțarea la gazul rusesc a atras după sine asemenea fenomene financiar-bancare care în rezultat au diminuat inflația. Numai că doar inflația, doar acest indice, dumneavoastră nu vă spune nimic. Că prețurile pot galopa și cu un curs stabil al valutei naționale. Ori valuta noastră națională este mai mult sau mai puțin supusă inflației, nu datorită unei economii a Republicii Moldova sau vreunui fond pe care l-am avea noi, vreunui tezaur, aur, monede, știu eu, ci datorită faptului că Banca Națională are un tezaur care a fost pus și întreținut acolo de partenerii noștri străini. Deci indicele astea care este inflația nu are vreo repercusiune directă sau vreo nu este vreun indice care ar explica direct sau ar avea cum zic, deci care ar însemna că viața în Republica Moldova a devenit mai bună din cauza că inflația a scăzut. Viața devine din ce în ce mai proastă și inflația nu ne ajută. Pentru că sunt alți indice, alți parametri care arată că viața omului se înrăutățește și nu ca și percepție, ci în realitate. Iar asta sunt prețurile galopante, în primul rând. Este lipsa de orice perspectivă a unei afaceri în Republica Moldova. Este lipsa de investiții și multe altele. Admiteți ideea că dosarele lui Dodon bat pasul pe loc, anume pentru că Maia să-l aibă drept contracandidat la prezidențiale. Da, da, asta e o mare problemă. Deci Maia Sandu nu poate câștiga alegerile astea în turul 2 dacă nu o ajută Dodon, dacă nu o ajută socialiștii cu candidatul Dodon. Eu când am văzut că ei l-au ales lider al partidului sâmbătă, m-am gândit că există pericolul ca el să fie candidat. Cred că pericolul ăsta există mai puțin, pentru că chiar astăzi el a admis că ei au nevoie de un candidat comun. Și el propune drept candidat comun pe Stoianoglu sau pe Ieșanu. Nu știu dacă Ieșanu sau Stoianoglu privesc aceste emisiuni ale mele. Pe Ieșanu eu îl cunosc personal, cel puțin l-am văzut de la distanță mică de vreo două ori pe Stoianoglu. L-am văzut la distanță mică doar când era reținut în vederea arestării de departe, când m-am dus să-l sprijin pentru că era persecutat de către guvernarea asta neadecvată. Eu sper că sunt aproape sigur că asta e inițiativa lui Dodon, a acestei pușlamale Dodon, pentru care nu aleg niciodată cuvinte de ocară. Pentru că omul ăsta merită disprețul tuturor. El este exemplu cum nu trebuie să fie un om public și politic. Nu vreau să intru în zona speculațiilor și nu vreau să spun cuvintele care le-am auzit de la niște oameni care, în virtutea faptului că ăsta este expus prin dosarele astea, au avut acces să vadă, să deschidă ușa și să vadă un pic mai mult viața lui Dodon, casnică, privată și mai departe. Au spus că îți pierzi încrederea în omenire. Ce poate fi omul ăsta? Ce a putut face omul ăsta? Nu are niciun fel de scrupule. Trădează cu cea mai mare ușurință. Este hapsând la bani cum n-ați văzut. De orice se atinge omul ăsta, intinează. De orice se atinge,
asta devine deci plin de mizerie din cap până în picioare. Eu nu cunosc personaj mai dezagreabil în istoria acestei țări cât o cunosc eu decât acest personaj. Iar acest personaj spune despre doi juriști buni, indiferent cum, ce atitudine aveți dumneavoastră despre ei, care nu cred că vreunul dintre ei ar accepta o asemenea perspectivă. Iar dacă vreunul dintre ei acceptă, Doamne ferește, să devină candidatul socialiștilor, din aceeași clipă devine punctul de bataie al nostru, cel puțin al meu și al Danielei Bodruc și a altora, devine țintă. Pentru că putem pierde doi juriști buni și să nu avem niciun politician din ei făcut. Eu vă zic, eu nu cunosc opiniile lui Ieșanu și a lui Stoianoglu. Eu cunosc numai faptul că acești doi sunt foarte buni profesioniști. Asta știu. Și mi-ar părea rău dacă au vreo înțelegere de genul ăsta. Mi-ar părea rău să pierdem acești doi oameni, indiferent ce cred moldovenii despre ei. Are rost să discutăm despre ieșirea din naftalină a lui Dolganiuc? N-ar niciun rost. N-ar niciun rost. Eu îl cunosc pe Dolganiuc de o viață. Am încercat să vorbesc cu el când prostul satului era voinic în piața Marea Adunării Naționale. Iar Dolganiuc a fost folosit de prostul satului drept conservă. Că ăla să-și facă sparvină. Iar pe urmă să fie frustrat de faptul că frații Năstase și prostul satului n-au văzut în el un lider. Este penibilă chestia asta. Este penibilă chestia asta. Ca și multe alte rădăcini de foc ale Basarabiei, care... În fine, astăzi e ziua Unirii. 106 ani de la unirea Basarabiei cu România, fapt pentru care vă felicit. Mai a numit-o pe Olimpia Grebincea, soția lui Vladislav Grebincea, membru al Consiliului Instituțiului Național al Justiției. Puneți măcar între ghilimele când folosiți, mai și eu mai folosesc deliberat cuvinte de astea, cantora, adică, da, folosită în zeflimea, dar puneți ghilimele totuși. Cantora care pregătește viitorii judecători și procurori, ce părere aveți? Păreri foarte proaste, dar asta nu poți decupa din mersul firesc a Maia Sandu. Ei așa sunt. Oamenii ăștia trăiesc cu gașca. Trăiesc cu gașca și ei n-au nicio problemă. Astăzi am înțeles că l-au trecut pe Grebincea asta, l-au trecut în 5 minute prin vetting-ul lor sau prin pre-vetting, nu știu ce a trecut acela, cred că vetting. N-au nicio problemă. Deci n-au nicio problemă. Iar după alegerile prezidențiale, dacă moldovenii o aleg pe Maia Sandu, situația asta va deveni cu totul insuportabilă. Pentru că Maia Sandu nu va mai avea nicio frână să-și numească gașca ea în funcție. Să-l trimite pe Lupa ambasador, să-l trimite pe Năstase, nu-l trimite nicăieri, decât poate la origine, că asta a făcut și altădată. Dar pe Tănase vă-l trimite ambasador undeva, sau îl face ministru pe undeva, care e problema ei? Pe Braghiș îl scoate, unde e Braghiș acum? Îmi pare că e ministru, că e ambasador, nu e retras de Maia Sandu, fostul ei patron, fostul ei șef. Pentru toți va găsi din gașca ei câteva funcție. Pentru că deja pe moldovenii îi freacă a doua oară, dacă ajunge președinte, și nu mai are nicio obligațiune față de dânșii. Acum obligațiune tot nu-și atribuie. Dar cel puțin se teme că nu ori mai votau. Dar după alegeri nu mai are nicio rețin, nu mai are nicio treabă. Asta se va întâmpla. Cum se vor întâmpla multe alte lucruri proaste. De aia... Eu nu văd pentru noi nicio șansă să ne dea Maia Sandu să votăm pentru ea. Niciuna. Macron ba se bate în piept cu trimite trupe în Ucraina, ba că deja vrea să coopereze cu Putin în securitate. Este acest individ
un Chamberlain al zilelor noastre la fel de idiot? Ce părere aveți? Da, da. E greu de făcut paralela dintre dânsul și Chamberlain, dar o facem, da. Asta ar fi paralela. Ce un idiot? Un idiot util al lumii în care trăim noi. Care încearcă să parvină pe orice cale. Încearcă să parvină pe orice cale. Domnul Sergiu, ce urmează în anul 2025 în cazul în care Transnistria nu va mai primi gaz gratis? Există vreo elaborare? Nu cred. Pentru Transnistria e o criză foarte mare, e catastrofă pentru ei. Catastrofă pentru ei. Dar noi, ce treabă avem noi cu asta? Să vedem ce se va întâmpla cu ei. Ei își zic țară independentă. Vedem ce, unde o țâșnesc în momentul în care rămân fără gaz ieftin. Vă dați seama că acolo există o populație alintată în toți anii ăștia, o populație foarte alintată în toți anii ăștia, care are grad de suportabilitate zero. Noi ne-am învățat să plătim tarife de piață în toți anii ăștia. Am făcut pas cu pas. Ei au stat, au trăit acolo ca în comunism. Nu știu ce se poate întâmpla cu ei. Și la drept vorbind, nici nu mă îngrijorează foarte mult. Domnul Sergiu, Canal 5 a fost închis pentru că SIS a trimis o scrisoare la nu știu ce comitet care are dubii despre finanțarea lor. Noi devenim stat polițienesc dacă SIS are atâta putere. Noi nici stat nu suntem. Noi devenim stat la plesneală. Ca să fii stat polițienesc, trebuie să ai stat. Noi avem elemente statale și proptele pe care le pune Uniunea Europeană ca să semănăm cât de cât a stat. Chestia asta este o chestie relativă. Eu asta o spun în raport cu statele occidentale, unde tindem. În raport cu Rusia, noi avem elemente de stat democratic. La dâns și statul este, dar el e altfel de stat. E stat autoritar, dictatorial. Noi avem elemente ale democrației și elemente, anumite elemente de stat de stat de drept, în raport cu autocrații cum este Rusia. Dar nimic altceva. Iar cu chestia asta cu Canalul 5, asta demonstrează ca o hârtie de turnesol. Demonstrează că Maia Sandu are un orgoliu atât de inflamat încât nici măcar nu s-a îngrijit de aparență. I-a atacat o jurnalistă de la, are păcat că noi n-am discutat ieri cu Daniela Bodrug în podcast, dar îi fur o idee foarte bună. O fur aici pe față și o discutăm în alt podcast care a zis frumos despre subiectul ăsta. Atunci când vorbim despre ce ar fi trebuit să răspundă jurnalista aia dacă avea prezență de spirit, atunci când asta i-a spus că ea lucrează la un canal a unui bandit, hoț, așa mai departe. Asta trebuia să-i spună simplu. Doamnă, dar și dumneavoastră ați fost într-un guvern condus de un hoț cunoscut și renumit în Republica Moldova, pe nume Vlad Filat. Și eu nu vă reproșez că dumneavoastră atunci erați conserva lui. Ce treabă aveți să-mi spuneți chestia asta acum? Deci, dacă fătuca aia spunea chestia asta, era, cred că făcea explozii de audiență. N-a avut inspirația asta, iar Maia Sandu a lovit imediat, fără să se îngrijească de vreun fel de aparență. Domnul Mucanu, ce părere aveți despre investigația, cred că cuvântul e greșit. Domnul Mocanu, ce părere aveți despre investigația cu privire la șeful Comisiei Preveting? Eu nu pot pune mâna în foc pentru el și nu pot nici nega ceea ce am citit. Eu de mult v-am spus chestia asta. Eu cred că în Republica Moldova, așa cum a fost trimis ăsta la Veting și Preveting, așa sunt trimiși ambasadori. Deci și acolo sunt oameni cu capacități diferite. Dar noi suntem cei care suntem. Aici vin. Nu zic toți ambasadorii, că tot corpul diplomatic este trimis pe principiul ăsta. Dar cred că
Păi trimit, așa, dacă nu la odihnă, unii trimit la odihnă, dar pe unii trimit pentru că n-au unde în altă parte unde să-i trimită. Asta e ratingul țării noastre. Asta suntem noi. La televiziuni, Maia Sandu deja, la televiziunile Maia Sandu deja se vorbește că negocierile în luna iunie se pare că sunt lăsați pentru Sfântul Așteaptă. Da, în mod sigur. În luna iunie, dacă nu s-au început negocierile acum, în luna iunie, când vor fi întoi alegerile în Parlamentul European, cam nu prea văd eu șanse ca să înceapă ei negocierile. Dar ce să înceapă ei a negocia? Ce să înceapă ei, nenorociți, a negocia când au făcut atâtea derapaje, când au sfidat atât de mult Comisia de la Veneția, bunul simț, Constituția, angajamentele noastre internaționale? Bună seara, domnul Sergiu. La emisiunea lui Gheorghe Gonța ați afirmat Maia Sandu pleacă cu Europa subțioară. Cu ce rămânem noi? Cu borța covrigului rămânem. Cu borța covrigului. Cu spațiul ăla din interiorul unui covrig. Cu aia rămânem. Eu nu zic că moldovenii n-au meritat chestia asta. Eu zic că moldovenii au meritat chestia asta. Dar nu și oamenii cu discernământ. Noi n-am meritat așa ceva. Dar din tot ceea ce vedem noi vedem că femeia asta anume așa este. Nu are niciun fel de empatie, nu are niciun fel de remușcări, are un orgoliu inflamat peste orice limită și capabil la orice, cu toată gașca ei. Domnule, ăștia sunt sadici, domnule, în apucăturile lor. Sunt sadici cu cei pe care ei consideră dușmanii lor și toleranți cu oricine care le cântă în strun. O să-l folosească Sandu iar pe Dodon ca pe sperietoare, numai ca moldovenii iar s-o voteze. Da, am vorbit despre asta. Care este diferența dintre interviul lui Galben cu Platon și interviul lui Rață cu Filad din Pușcărie? Nicio diferență. Nicio diferență nu văd. După ce eșuează Sandu în Republica Moldova, se vede alături de Navalnaya pe la diferite întâlniri. Spre exemplu, Sandu ar fi acceptat invitația lui Biden să stea alături de Navalnaya. Deci, dumneavoastră îmi puneți întrebări ca eu să răspund așa cum am spus în emisiunea lui Gheorghe Gonța. Haideți mai bine să vă îndemn să priviți emisiunea aia dacă n-ați privit-o. Cei care n-ați privit-o, eu acolo am vorbit despre chestia asta. Și am spus-o ca idee proprie, că asta văd eu că își dorește Maia Sandu. Că Maia Sandu are două variante, spuneam eu acolo. Varianta A, prin care ea ajunge călare pe Constituție și pe referendum, călare pe referendum, călcând în copitele calului Constituția. Așa e corect. Ori ajunge așa, ajunge încă o dată președinte, ori își ia subțioară poșeta în care își pune Europa și se duce de aici. Și noi rămânem cu borța covrigului. Asta am spus eu despre ea și eu sunt sigur că ea asta face. Din toate se vede că ea asta face. Domnul Sergiu, există riscul să ajungă rușii până la Odessa? Nu există riscul ăsta. Deja. Nu văd cum pot ei ajunge la Odessa acum când ucrainenii cu pierderi mari rezistă. Domnul Ocanu, vorbiți-ne mai multe despre ceea ce a fost KGB-ul în Republica Moldova. Nu credeți că e nevoie de o mișcare ce ar promova lustrația? Dar eu toată viața mea am promovat lustrația și ce folos? O să revin, o să vă vorbesc despre KGB-ul ăsta vreodată. Când o să am timp. Domnul Mocanu, la fel considerați că partidul dumneavoastră este o sectă? Trebuie să recunosc că am și eu câteodată exprimări stângace. Eu n-am ținut contul că noi trăim totuși într-o țară creștin-ortodoxă, iar cuvântul sectă are conotație negativă, cel puțin aici. Sectarismul înseamnă izolaționism și așa mai departe.
nu am folosit cea mai potrivită noțiune. Eu atunci când am spus că suntem o sectă, am vrut să spun că nu suntem foarte mulți, că nu prea ne interesează ce cred alții despre noi. Că noi, asta am vrut să spun, că avem identitate proprie, asta am vrut să spun. Dar acum adaug, ca să diminuăm impactul acestei exprimări oarecum stângace, oarecum nepotrivite a mea, noi suntem deschiși și podcastul pe care l-am făcut cu Daniela Bodruc vorbește despre faptul că noi vrem să ne deschidem, să ne vedeți în diferite ipostaze, să devenim și noi atractivi electoral pentru dumneavoastră. Domnul Mocan, credeți că stânga va avea un singur candidat la prezidențial? Ei tare vor chestia asta. Ei tare vor și în principiu ar putea să-l găsească. Eu acum cred tot mai puțin că ăla va fi Dodon, iar asta e o mare problemă pentru Maia Sandu. Nu o să spun, ca să nu speculez, nu o să spun alte nume, care cred eu că ar putea fi. Iar ideea lui Dodon despre Stoianoglu și Ieșanu este o idee diversionistă, o idee pentru a abate atenția și pentru a-și face transfer de imagine de la acești doi oameni, cum se cade, cel puțin în ceea ce fac ei, asupra lui, care vrea să devină candidat încă o dată. Domnul Coanu, ce jocuri face USAT? Nu știu. Nu știu ce jocuri face și nu știu în general ce face. Nu urmăresc, nu am timp să urmăresc. Domnul Mocanu, ați putea să explicați principiile elementare a propunerii a doua republică? Ar fi folositor în special pentru cei care nu sunt la curent. Mersi. Acum nu mai reușesc pentru că avem deja o oră și 6 minute de când lucrăm, dar în mod obligatoriu o să fac chestia asta. Deci a doua republică sau Republica Unirii este un proiect care trebuie să-l explicăm. Nu pot în emisiunea asta, poate în podcastul cu Daniela Bodrug o să vorbim, poate și aici o să vorbesc. Îl puteți găsi, el este public programul nostru. Și să vă-l explic atunci când vorbesc despre el. O să vorbesc. Poate îmi rezervez o emisiune și vorbesc numai despre programul Republica Unirii. Puneți un like, abonați-vă la canalul meu și al canalului La Sicora. Și vă așteptăm marța viitoare, dacă o să am posibilitate de în locul unde o să mă aflu, să intru într-un live pe podcast cu Daniela Bodrug, o să facem, și miercurea viitoare, dacă o să am posibilitatea asta, dacă nu, atunci vă așteptăm împreună cu Daniela Bodrug peste 2 săptămâni și aici, în cadrul acestei emisiuni, tot peste 2 săptămâni. Nu uitați între timp să deveniți patroni dacă vă puteți permite, că asta o să ne ajute să lărgim rândurile noastre, să vă abonați la canalul meu și la Sicora și să deveniți membri ai comunității noastre aici pe YouTube aici pe YouTube și pe YouTube-ul Danielei Bodrug atunci când noi facem podcastul. O seară bună, vă așteptăm cu mare drag la exerciții de discernământ și la podcast. O seară bună!